Hramul orașului Chișinău va fi sărbătorit în acest an două zile, astfel pe data de 14 și 15 octombrie, în Piața Mare Adunări Naționale, va avea loc un program de divertisment cu spectacole, expoziții de pictură, târguri ale meșterilor populari, bucătărie tradițională și alte surprize. Potrivit autorităților locale, pentru a promova și valorifica colectivele artistice din capitală, de hramul orașului vor evolua colective muzical-artistice municipale, elevi ai școlilor de muzică, precum și artiști autohtoni. Edilul capitalei Ion Ceban spune că invitații speciali vor fi Carlos Dreams și Lupii lui Calancea. Scopul a fost și rămân să avem în Piața Mare Adunării Naționale, ce avem mai valoros, oamenii noștri talentați. Este vorba de colectivele noastre municipale care vor evolua în scenă timp de două zile. Pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitale am pregătit un program cultural de străină, cu concerte, expoziții de pictură, târguri ale meșterilor populare, bucătării tradiționale și alte surprize.